Urcând scările ce coboară, astfel se intitulează romanul scris de Bill Kaufman, autoare din America, prin urmare englezește. Ar trebui să-l citesc. Up the Down Staircase, rușii l-au tradus Vierh pe lesniță, vedușei vniți, deci un fel de escalator. Și am luat cu împrumut acest titlu pentru pastila mea de astăzi, pe care vreau să o citesc aici, în preajma monumentului care comemorează martirii și victimele din ghetoul Chișinău. Și imediat o să înțelegeți de ce. Oricât de justificată și eficientă li s-a părut contrapropagandiștilor de la Kiev, ridicarea lui Putin la altitudinea diabolică atinsă de Adolf Hitler, Vladimir Vladimirovici rămâne un plagiator mediocru, afirmă la unison analiștii politici care au avut timp suficient să completeze cu probe nomenclatorul de vicii fundamentale pe care îl întrunește, ghilimele, bazaconea longevivă de la Kremlin. Două puncte. Un fariseu, ranchinos, fricos, trufaș, măcinat de frustrări, obsedat de îmbogățire vulgară, primitivă, etc., etc. Nu că i-ar dori cineva să atingă și el performanțele mefistofelice ale Führerului, plagiat, dimpotrivă. La fel ca toți oamenii cu scaun la cap, ne dorim să-l vedem cât mai curând posibil urcat în avionul lui Prigojin, cu destinația pe care chiar Putin și-a rezervat-o cu aroganță în luna octombrie 2018. La sigur, vă amintiți de glumița scoasă pe gură la reuniunea de la Valdai despre mucenicia rușilor care le va asigura locuri garantate în rai în timp ce adversarii lor occidentali, ghilimele, pur și simplu vor zdohni, citat încheiat. Cu 4 ani mai târziu, în 22, exact în aceeași scenă, el și-a reconfirmat confesiunea, dând-o iar pe un fel de ironie histrionică și sugerând explicit că urmărește să țină în șah omenirea toată. Ei, până se decide Dumnezeu cum să-l răsplătească, Vladimir Putin merge cu îndrăjire pe urmele lui Hitler. Numai cât face încurajarea fățișă cu metodă a antisemitismului tenebru, popular, de glubincă, românește ar fi din Rusia profundă, injectat cu bună știință în venele velicorușilor de regimurile țariste ale romanovilor. Că doar suntem la Chișinău, unde a fost primul pogrom evreiesc. Deci antisemitism ținut la foc mic de bolșevici, ca să dea ulterior un clocot în perioada antisemitismului sovietic de stat, când PCUS aplica fără scrupule, la vedere, interdicția pentru etnicii evrei să intre la facultăți, în special la medicină, când erau persecutate exemplar personalități emblematice care se opuneau topirii în cazanul, ghilimele, poporului sovietic. Sau un alt exemplu. Pe Putin îl califică drept un discipol sârguincios al lui Hitler mobilizarea selectivă a cărnii de tun, acoperindu-li se și dând prioritate unor regiuni anume, populate de anumite minorități etnice, ce pot fi ademenite foarte lesne cu solde soldăcești nesperate în viața cotidiană de la periferie. Statisticile cele mai proaspete, invocate de analiști credibile, arată bunoară că unui militar provenit din Moscova sau Leningrad, omorât în luptele din Ucraina, îi revin 9. Da, 9 tuvani trimiși acasă în regiunea autonomă situată în sudul Siberiei, deci trimiși în sicrie din foaie de zinc. Sau răpirea
copiilor din Ucraina, cărora Kremlinul se grăbește să le otrăvească creierii cu venin anti-ucrainean. Un alt exemplu, foarte concludent. Și aici apare întrebarea firească. Câte trepte îl mai lasă Occidentul pe Putin să urce coborând în infern până să-l egaleze, ori chiar să-l surclaseze pe Adolf Hitler? Întrebare. Pe curând.